Un medic lujan este noul director executiv al Agenției Naționale de Transplant. Este vorba de dr. Alexandra Anca Mureșan, medic primar chirurgie generală din anul 2013 la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie profesor dr. Octavian Fodor din Cluj, cunoscut ca și Clinica Chirurgie 3. Decizia a fost luată de ministrul sănătății Sorina Pintea. Se impune restructurarea Agenției Naționale de Transplant pentru buna funcționare și transparentizarea activității de transplant în România. Numirea de astăzi este un prim pas în acest sens. Am încredere că noul director executiv a reușit să organizeze un sistem care să funcționeze în condiții optime în beneficiul pacienților a căror viață depinde de efectuarea unui transplant. Mai mult sperăm că noua legea transplantului va putea fi gata în cel mai scurt timp pentru consultare. Mi-am propus să continui să fac tot ce stă în putință pentru ca drama tânărului care a pierdut ieri lupta cu viața să nu se mai repete. A declarat ministrul după ce un tânăr de doar 29 de ani a murit pentru că a așteptat 2 ani un transplant pulmonar. Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, care militează de mai mult timp pentru o nouă lege a transplantului a salutat numirea medicului Clujan. Anca Mureșan este și un organizator foarte bun, fiind cunoscător al sistemului sanitar. Înainte de orice, cei apropiați spun despre ea că este un om integru și hotărât. Îi doresc succes și -o asigur de sprijinul meu total pentru reformarea sistemului de transplant, construirea unui cadru legislativ eficient prin noua lege a transplantului, cu ajutorul căreia să salvăm cât mai multe vieți. A scris deputatul Emanuel Ungureanu pe Facebook, fostul director al Agenției Naționale de Transplant, Radu că a fost demis din funcție de Ministrul Sănătății, Solina Pintea.